Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vorbim despre Beauty Box-ul Look Fantastic pentru luna iulie. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare lună deschidem împreună Beauty Box-ul Look Fantastic. Și luna aceasta este așa de un portocaliu foarte drăguț, foarte de vară. Iar tema cutiei este Summer Kiss, adică sărutat de vară, ceva de genul, atins de vară. Și hai să o deschidem împreună, scuze pentru gălăgie. Da, am fluturașul și dacă își poate știți, revista dedicată Beauty Box-ului nu se mai află în cutie. Din păcate nu am primit nici e-mail cu codul ca să pot accesa revista cu cutiei, dar o să vorbim mai multe despre asta mai târziu. Hai să deschidem prima dată cutia, să vedem ce am primit eu în ea și apoi să vă spun și părerea mea despre ele. Înainte să încep, luna aceasta, în iulie, sunt două variante de cutii. Varianta 1, pe care ar trebui să o primească majoritatea persoanelor care sunt deja abonate și are o valoare de 65 de lire, parcă, iar varianta a doua de produse, varianta a doua de cutie cu produse asemănătoare, dar în valoare de 55 de lire, sunt împărțite la nimerială între varianta 1 și 2 noilor abonați. Pentru că în ultimile luni au adunat foarte mulți noi abonați, nu au reușit să producă din varianta numărul 1 suficiente cutii pentru toată lumea, așa că au creat încă o cutie suplimentară care va fi trimisă la unii dintre abonați. Doar ca să știți, în caz că aveți o cutie diferită față de a mea. Ok, acum hai să o deschidem. Tema acestei luni este Sunkissed, dar tema cutiei mele este Glowing Skin is Always In. Îmi place foarte mult rima pe care au făcut-o, adică pielea strălucitoare este tot timpul la modă sau de dorit, iar așa arată cutia. Are 6 produse, ambele cutii au 6 produse, doar că unele dintre ele diferă. Și în primul rând, ce există în ambele cutii, doar că variante diferite, sunt niște vitamine. În varianta mea sunt vitaminele pentru noapte sau pentru somn. În cealaltă cutie sunt altfel de vitamine, cred că pentru piele. S-ar putea să le folosesc pentru că au compoziție bună, deși nu neapărat am probleme cu somnul, ce n-am timp să dorm și sunt într-o fază în care mi se pare că somnul mă împiedică să ajung sau să-mi termin proiectele pe care mi le doresc, așa că dorm oricum foarte puțin, dorm bine, n-am probleme cu somnul, dar le păstrez pentru când o să am poate probleme cu somnul sau ca să iau vitamine în plus când uit să iau dimineața celelalte pe care eu le folosesc de obicei, așa că sunt ok de avut în casă. Și apoi avem 4 produse cosmetice și un produs de make-up. Pentru produsul de make-up este de fapt o pensulă și este o pensulă pentru fardul de obraz. Varianta aceasta, în cealaltă este o pensulă pentru fardul de ochi. Eu mă bucur foarte mult pentru pensula asta, pentru fardul de obraz. Arată foarte bine, arată că are o calitate bună. Îmi place că este moale, dar nu este prea moale, să zici că... Și are peri artificial, din cât văd eu. Arată bine, îmi place, sunt încântată cu asta. Apoi avem un produs de la Madara și este Deep Moisture Regenerating Night Cream. În general, produsele Madara sunt foarte lăudate, parcă sunt făcute în Latvia, da, în Latvia, nu în Lituania, ci Latvia. Și ele sunt foarte lăudate. Nu am încercat-o pe aceasta pentru că am foarte multe creme începute și mi-e milă să o desfac și după aceea să expire, pentru că are doar 6 luni de valabilitate de la deschidere. Dar promite că este o cremă lejeră care hidratează și umple pielea și dă un aspect de piele odihnită pe dimineață, pentru că este o cremă de noapte. Apoi avem o cremă mică, un serum de fapt cu acid hialuronic de la Disworks. Pe ăsta l-am mai încercat, dar sub alte forme de produs, spritz sau tot gel în ambalaj mai mare, mi-a plăcut. Cu siguranță o să-mi placă și ăsta. Apoi am încercat ieri jujul acesta și mai am alte culori de la ei. Este de la Sleek Matte Me.
Și în general produsele sleek sunt produse de make-up destul de bune și o calitate foarte bună. Îmi place și culoarea pe care am primit-o. Culoarea mea este bittersweet și nu este cea de pe buze, dar este asemănătoare, doar cu o idee mai închisă. Cea de pe buze, nu știu, efectiv m-am machiat eu astăzi așa, că am vrut eu să mă simt bine și după aia mi-am adus aminte, hai că ar trebui să filmez beauty box-ul lui Fantastic și nu mi-a mai schimbat rujul. Dar așa arată. Iar ultimul produs este un produs de corp, nu cunosc brandul, brandul este Monospa și este o cremă de corp mai grasă, zic eu, cu trandafir și lămâie. Nu este grasă, este foarte lejeră, chiar ca și o loțiune un pic mai consistentă, o loțiune un puțin mai consistentă, este, textura este plăcută, dar este singurul lucru care îmi place la acest produs, doar textura, că este ușoară și lejeră. Nu-mi plac ingredientele, mirosul de lămâie și bănuiesc că și extractul, dar și parfumul este are un miros de la artificial de lămâie. Dacă ar fi fost natural, nu m-ar fi deranjat, pentru că mie îmi place și experiența pe care o am împreună cu produsele, nu doar efectul produselor. Îmi place să am și o experiență plăcută. O să vorbim noi despre asta, contează foarte mult și experiența pe care ți-o oferă produsul, pe lângă ingredientele active, pe care le conține, dar inclusiv eticheta lipită pe ambalaj nu este dreaptă și sunt chestii din astea care pe mine mă deranjează. Per total, cutia sau beauty box-ul Look Fantastic pentru luna iulie nu m-a încântat sau nu mă încântă și chiar cumva sunt dezamăgită, pentru că mi se pare că este cam plictisitor. A fost, e adevărat, cutia de luna iunie cu acel pouch, cu produsele alese, au fost superbe și poate că au vrut cumva să compenseze că atunci a fost chiar foarte, o cutie chiar foarte frumoasă. Cutia asta nu este rea, nu zic că este rea, pentru că și aici avem câteva produse superbe, dar sunt produse care, câteva produse care sunt efectiv fabricate sau produse de compania, de grupul care în umbrela căruia se află și Look Fantastic, cum sunt și aceste vitamine, și din acest motiv ni le oferă mai departe. Nu este un lucru rău, dar eu vroiam produse de skincare în principal sau produse de make-up, nu suplimente alimentare, ok, în fine. Dar vă ziceam, da, în luna iunie mi-a plăcut enorm de mult acea gentuță transparentă și produsele foarte mult mi-au plăcut. În schimb, luna aceasta, asta o să folosesc și o pun direct la folosire. Rujul acesta nu neapărat, eu cel puțin mai am o grămadă, îmi place, o să-l folosesc de câteva ori, dar nu sunt neapărat nebunită. Produsele Madara sunt lăudate, dar eu încă nu am ajuns să le iubesc, iar produsele This Works sunt ok, sunt bune, doar că nu este un brand preferat, așa că în cutia asta am descoperit asta. Da, dar mi-am făcut abonament pe un an, o să merg mai departe. Oricum, eu plătesc parcă 13 lire pe lună și valoarea produselor sunt 65 de lire, parcă nu am ieșit în minus, doar că o să le văd cum le folosesc. O să le folosesc pentru cremă de mâini, de picioare, de corp și așa. Doar asta o să folosesc, nu știu, pe corp, deși nu-mi place mirosul, sau poate dau pe departe cadou sau o folosim ca și cremă de mâini la serviciu, deși nu-mi place ca și cremă de mâini că trebuie să-ți bagi mâna în ea. În fine, o să-i găsim noi o utilizare, o utilitate. Dacă vreți să vă abonați pentru Look Fantastic, la prima comandă aveți un cod de recomandare oferit de, sau pe care eu îl am deja și îl puteți folosi. Voi aveți o reducere de, nu mai știu, câteva 5 lire sau ceva de genul. Iar eu am și eu ceva reducere, nu mai știu, în fine, ceva puțin. Dar da, aveți link-ul în bara cu descriere dacă vreți să folosiți acea reducere. Mă ajutați și pe mine, vă ajutați și pe voi și fiecare dintre noi avem un câștig la mijloc, bani pe care dacă nu profităm de ei, de reducere, dacă nu profităm de acea reducere, bani oricum vor ajunge la Look Fantastic sau indiferent, în general la companii. Și de asta mie, în general, îmi place să folosesc aceste link-uri de afiliere sau de recomandare, pentru că bănuții aceia oricum au fost puși deoparte
pentru persoanele care recomandă sau pentru clienții noi și atunci de ce să nu îi folosim, de ce să nu ajungă, mai bine ajunge la o prietenă sau la persoana care mi-a fost recomandată un produs, decât să ajungă tot înapoi la companie din start. Acei bani au fost puși deoparte pentru recomandări, așa că vă invit să faceți, pentru că și mie îmi place să fac și dacă mă ajutați, vă mulțumesc frumos. Cam atât a fost clipul de astăzi. Sper că, nu știu, v-a făcut plăcere să vedeți acest unboxing, iar în câteva zile ne vedem la un nou clip, pentru că intru în rutina normală de publicare a clipurilor și chiar mă pregătesc ca acum să filmez un alt clip cu... Vreau să povestim puțin despre niște câteva noutăți din industria de beauty, câteva știri, câteva chestii. Și apropo, ora de skincare revine într-un format nou, mai interactiv, mai frumos și nu uitați că acum aveți posibilitatea consultațiilor de skincare online, consultații virtuale de skincare pe care eu le pun la dispoziție în fiecare săptămână, dar cu precădere în zilele de sâmbătă. Pentru toate aveți link-uri în bara cu descrierile, prețurile sunt imbatabile, foarte accesibile, iar informațiile pe care le obțineți în acele consultații, în consultațiile de skincare pe care eu le ofer, valoarea lor se ridică undeva la peste 100 de lire, iar prețul este super mega accesibil. Nu e 100 de lire, 100 de lire este prețul consultației în Anglia, dar informațiile pe care le oferiți au o valoare mult, mult mai mare, pentru că sunt mulți ani de, în care s-au acumulat acele cunoștințe, pe lângă faptul că eu plătesc lunar niște taxe ca să am, să am acces la informații noi din lumea medicală, din lumea profesioniștilor în domeniul frumuseții, în domeniul cosmeticelor, așa că da, vă aștept și vă invit să profitați de acele consultații virtuale de skincare, iar între timp ne vedem la clipuri noi, o să public și mai multe blog posturi pe blog, mai multe articole noi pe blog și acolo vă invit și ne vedem în curând la un nou clip. Vă doresc numai bine, aveți grijă de voi!